Orașele din România au un aport important în ceea ce privește viitorul țării, se poate vedea prin raportul de activitate pe trimestrul al doilea al acestui an al Asociației Orașelor din România. În jumătate de an, AORE a emis puncte de vedere referitoare la peste 200 de legi, ordonanțe guvernamentale, hotărâri guvernamentale și alte proiecte. Deci, în mai puțin de o jumătate de an, Asociația Orașelor a consultat și a dat puncte de vedere pe 244 de legi. În total, 244 de acte normative au fost analizate de către Asociația Orașelor. Asociația Orașelor din România a considerat că 68 dintre proiecte sunt oportune și 75 inoportune. În cadrul reunirii Consiliului Director al AOR nu au fost ocolite subiecte ce vizează descentralizarea bazată pe autonomie locală și întărirea capacității administrative. De asemenea, a fost pusă în discuție promovarea unui act normativ care să definească statutul primarului. Trebuie să ne asumăm acest lucru pentru că observăm că deși discutăm, dezbatem de ani de zile de în asociație de 14 ani discutăm acest lucru, nimeni nu ne-l va face. Sunt lucruri grele de făcut, nu ne putem aștepta să întâmple chestia asta într-un an, doi. În perioada martie-iunie, conducerea asociației s-a concentrat pe colaborarea permanentă cu autoritățile administrației publice centrale, sprijinirea funcționarilor publici, întărirea pe baze democratice a instituției primarului și clarificarea statutului de încadrare, inclusiv a drepturilor salariale.